Pe Transfăgărășan, cel mai spectaculos drum din România, iarna și-a intrat din nou în drepturi. În această dimineață, reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere de la Districtul Bâlea au intervenit cu un utilaj de dezăpezire și cu materiale antiderapante pentru a curăța șoseaua de zăpadă. Vă atragem atenția că meteorologii au emis avertizări de ninsoare și pentru următoarele zile pentru zonele montane înalte, așa că vă rugăm să nu vă aventurați pe drumurile de la alte dacă nu sunteți pregătiți să conduceți în condiții de iarnă. Au transmis reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov.